va intona imnul național al României. Aș dori să-l rog pe dânsul să ne recite o poezie pregătită special pentru această zi.
Doamnă George Mureșa. Poezia se cheamă Pieptul meu l-am făcut scurt. Eu am iubit această țară încă de la lumii început. Și ca nimic să nu o doară, pieptul meu l-am făcut scurt. Eu te-am purtat în mine cu drag încă de la început și ca să fie ție țară bine, pieptul meu l-am făcut scurt. Eu te iubesc cu tot ce am și în fiecare zi mai mult, pentru că iubesc acest neam, pieptul meu l-am făcut scurt. Iubesc oamenii și obiceiurile lor și doina care stau să o ascult și pentru al țării mele tricolor, pieptul meu l-am făcut scurt. Iubesc mia pe care azi o îmbrac, cu forța ei ce vine din trecut, când o umbrac mă simt un dac sub care pieptul meu e scurt. Iubesc țara asta ca pe mamă, ce strânge lacrimi în vas de lut, ca să nu ai mamă să teamă, pieptul meu l-am făcut. Mim frumos, vreau să vă spun că am stat cu bucurie, mă bucur foarte mult să văd astăzi aici atâția oameni, cu toate că suntem la prima ediție a Zilei Simfaniei. Contextul organizării acestei zile este dat de marcarea în fiecare an, în data de 24 iunie, a Zilei Universale a Miei Românești. Ea noastră românească este astăzi un simbol național și internațional. Ne reprezintă cu mândrie țara și, bineînțeles, pe noi ca și popor. Aș vrea să vă spun că Ziua Universală a Miei este un eveniment global marcat pe 5 continente, în peste 50 de țări și peste 150 de localități. Este unul dintre obiectele care ne reprezintă cu succes în afara granițelor. De asemenea, purtată de celebrități, ea românească face parte din Revoluția Culturală și aici aș aminti mișcarea hippie din anii 60, în care ea a fost punctul central. De asemenea, este iubită de designer vestimentar din toată lumea și de personaje din filme și actori faimoși. Ea noastră devenind astfel un adevărat etalon al modei din ziua noastră. Se spune că ele au o încărcătură energetică datorită motivelor aplicate pe ele. Persoana care poartă ea preia energiile și le transmite prin culori, cât și prin gândurile pozitive pe care le au persoanele care post aceste ele. O tradiție veche din Marea Mureș arată că sunt ziemene, ființe cu puteri magice și atingere prefăcătoare, ar fi purtat de aici și marcarea acestei zile universale a Miei, în ziua de 24 iunie, când sărbătorim sunt ziemene. Aș vrea să vă spun că acest eveniment a fost gândit de către doamnele Parastiva Pascu și Mihaela Pop de la Biblioteca Orășenească, împreună cu mine, cu Elena Tricopor, de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică și de către Laura Chirilă de la ADI Selaș Plus. Bineînțeles, acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul doamnei profesor Maria Bors, care s-a implicat în totalitate în organizarea acestui eveniment. Ne-am dorit ca acest eveniment, această zi, să fie una de cunoaștere și de recunoaștere a tradiției românești, a simplității și frumosului dat de linia tradițională românească. Aș vrea să mulțumesc îndeoseb partenerilor noștri de astăzi, printre care e număr Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaș, partenerii noștri aici de față în dreapta, Centrul de Pictură Silvan Art, ADI Sălaș Plus, Asociația APCI, Asociația Profesioniștilor, din centrele de informare turistică și, bineînțeles, sponsorilor noștri. Fabrica de spumante Silvania, familia Vâlcoan, Siciliana, familia Pereș, familia Vârboi și familia Rus, care sunt astăzi prezenți aici,
particular doamnelor de la Bădăcin care au pregătit produsele tradiționale pe care le veți putea degusta. Așadar, mă bucur să fiu eu cea care vă dă astăzi taxul acestui tur minunat. Vă invit cu mare drag să vizitați expoziția noastră de vin, expoziția de pictură, să vedeți cele 26 tori pe care le avem. În partea dreaptă vom avea șezătoarea de la Zadău, momentan din fârstie puțin. Iar în stânga mea este șezătoarea de la Bădăcin. Și bineînțeles, vă invit cu mare drag să degustați produsele noastre tradiționale. Mulțumesc! Ofer cuvântul domnului primar, Septimiu Cătălin Zundraș. Mulțumesc, bine frate! Să luăm la doamnelor domnișoarelor, bună ziua, domnilor! Atunci când mai multe persoane își doresc să facă ceva frumos, fiind de data asta inspirată, de data de 24 iunie, ziua ei națională, și dacă își doresc cu adevărat, se pare că și reușesc. Și vreau să vă mulțumesc pentru că acum aici, pe mine și nu numai pe mine, pentru că pe mulți și pe mine, în afară de sentimentul ăsta de bucurie pe care îl avem, avem și un sentiment de mândrie. Vreau să vă mulțumesc tuturor acelor care v-ați implicat și ați făcut ca acest eveniment să se întâmple și dacă timpul n-a ținut cu noi. Și sper să nu împui pe cineva, o iau de la sângă la dreapta. Mulțumesc familiei Bors, care au fost cei mai importanți crearea și dezvoltarea acestui eveniment, pentru că au fost cei care au legat pe toți pe care îi vedeți aici și mă bucur că se întâmplă ce se întâmplă astăzi. Grupului de la Bădăcin, producătorilor locali care sunt aici, grupului Silvanar, grupului de voluntari, tuturor acelora care au ales astăzi să fie aici. Eu vă mulțumesc din suflet și iată că această mândrie de a fi român poate exprima astăzi în orașul nostru și vă felicit pe toți acei care ați ales să veniți îmbrăcați în straie populare sau în tia noastră românească. Mulțumesc și mult succes tuturor! Mulțumim